Mai multe trotuare din Chișinău rămân presărate cu sare, asta deși de mai bine de două săptămâni vremea de afară este anormal de caldă pentru această perioadă anului. De exemplu, cei care au trecut astăzi pe Bulevardul Renașterii Naționale au fost mirați să mai vadă stratul de antiderapant. În opinia lor, sarea ar trebui să fie înlăturată deja, deoarece macină asfaltul, care și așa nu arată bine. La telefon, șeful Direcției Locativ Comunale ne-a spus că muncitorii urmează să măture toate trotuarele. Deși la sigur în ultimele 4 zile maximele au depășit 20 de grade Celsius, vedem că acest trotuar de pe Bulevardul Renașterii Naționale este presărat cu sare pe toată porțiunea, care are mai mult de un kilometru. Această femeie ne-a povestit că se plimbă zilnic pe aici cu câinele, iar materialul antiderapant nu a mai fost măturat de câteva săptămâni. Cred că tot ovdesc, eu știu, ține lucrători, eu mă gândesc. Dar în alte locuri în oraș, tot ați văzut? A fost în orașul Rezin, acolo, știți, au angajat muncitori. Da. Plătește din la lume, e când 20 de lei, eu tot aș da, și 30. Numai să strângă. Da. Și acolo lumea, că am lucrătorii, dimineața până la ziua și iar și vară acolo. Material antiderapant am observat și pe unele porțiuni ale trotuarului de pe strada Studenților, cei drept mai puțin decât la prima locație. Stric asfalt, cum să nu? Trebuie de pus pe gheață, dar acum de unde gheață? Că deja s-a încălzit. Este o problemă importantă. Eu cred că se așteaptă ploi, de obicei, când se schimbă masele calde cu cele reci, vin ploile și sper că s-a spălat. Ploile să spele? Într-un fel, da, dar da, cred că ploile, că atâta front de lucru se deschide că personalul nu dălgește corespunzător. O să rog colegii să verific și să duc să-l vadă, să-l, dacă este, să-l lătă. De obicei, el se presoară pentru prevenire. Cred că ultima dată a fost presoarat și nu a fost atât de mult precipitat și de ce a rămas. În prag de iarnă, municipalitatea anunța că are pregătite peste 2 tone de sare și 10 tone de material antiderapant lichid. Între timp, meteorologii anunță temperaturi ridicate pentru următoarele zile. Mâine, în toată țara, termometrele vor indica maxime de până la 25 de grade Celsius, în timp ce noaptea temperaturile nu vor coborî sub 10 grade. În weekend vremea se va răci un pic. Ziua maximele vor fi de 18 grade, iar minimele de 2 grade Celsius. Totodată, potrivit meteorologilor, am putea avea ploi cu descărcări electrice, iar pe locuri ar putea cădea lapoviță. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.